Există vreun om pe pământ care nu visează să vadă cascada Niagara? Nu prea cred. În fiecare an, această minune naturală este vizitată de vreo 14 milioane de turiști. Toți visează să facă o poză, să se răcorească sau să arunce un bănuț pentru noroc. Ce mistere ar putea rămâne neelucidate într-un loc atât de frecventat de oameni? Se pare că această cascadă încă are câteva secrete, iar unele dintre ele sunt chiar bizare. Astăzi vom discuta despre lucruri pe care probabil nu le veți găsi în cărțile de geografie. Vom vizita unul dintre cele mai înfricoșătoare locuri din vecinătatea cascadei și apoi vom învăța despre oamenii curajoși care își riscă viețile pentru a cuceri acest element periculos. Apoi vom merge de-a lungul Albiei râului Niagara pentru a descoperi alte lucruri interesante. Este timpul să ne luăm pelerinele și să ne începem aventura. Obișnuiam să ne referim la ea simplu prin cascada Niagara, dar de fapt acesta este un complex întreg de cascade de pe râul Niagara. Cascada Horseshoe este localizată în provincia canadiană Ontario, iar cascada americană și cascada Vâlul Miresei se află în statul New York din Statele Unite. Cascada Niagara servea drept graniță între cele două țări. Istoria ei a început acum 16.000 de ani în timpul ultimei ere glaciare. În acea perioadă, regiunile nordice ale continentului America de Nord erau acoperite de un ghețar gros de 1,6 km. Atunci când gheața s-a retras, au fost formate marile lacuri. Acum 12.000 de ani, apa care curgea din lacuri a făcut o cale construind canalul râului Niagara. Lacurile au fost aranjate în cascade, iar apa curgea de la unul la celălalt. Astfel a fost formată cea mai faimoasă cascadă din lume. Astăzi, mărimea ei este admirată. Reprezintă una dintre cele mai faimoase atracții turistice. De exemplu, înălțimea cascadei Niagara poate fi comparată cu Arcul de Triumf din Paris sau faimosul turn înclinat din Pisa. Viteza acesteia este atât de incredibilă încât poate fi comparată cu un tsunami. Ar fi nevoie de 7 ani și jumătate pentru ca o familie medie să consume volumul de apă care curge din cascada Niagara în doar o secundă. Totuși, ce se află ascuns sub această coloană de apă? Vom începe cu faptul că Gaura Diavolului este localizată pe teritoriul Parcului Național. Acesta este numele unei peșteri de care este bine să te ferești. Poate că nu pare științific, dar se crede că spiritele malefice trăiesc aici și tragedia îi paște pe toți cei care se încumetă să intre. Poate pare improbabil, dar chiar și în ghidurile turistice, acest loc nu este recomandat pentru vizite. Aici au loc accidente fatale. Puterea sinistră a peșterii a fost testată în secolul al XVII-lea de către faimosul explorator al Americii de Nord, La Salle. Legenda spune că un spirit malefic i-a vorbit, poruncindu-i să se întoarcă acasă imediat și să își oprească expediția și explorarea. Călătorul a ieșit din peșteră îngrozit, dar nu a crezut spiritul malefic și a continuat să cucerească noi teritorii. Ghinionul l-a urmărit fără încetare, boli, pirați, naufragii, dar La Salle și-a continuat expediția. Din păcate, undeva pe coasta Texasului totul a luat sfârșit. Marinarii obosiți s-au revoltat și l-au omorât pe liderul lor. Predicțiile spiritului malefic au devenit realitate. Putem doar să ne întrebăm dacă totul a fost o legendă frumoasă sau chiar implicațiile unui spirit malefic. În secolul al XVIII-lea, ceva mult mai rău s-a întâmplat. În anul 1763, 81 de soldați britanici au murit aici, atunci când au fost atacați de tribul indian Seneca. Nativii au depășit numeric pe oponenți cu cel puțin 3,5-1, iar rezultatul luptei era ușor de prezis. Unii au fost uciși, alții aruncați în abis, urmați îndeaproape de caii și carele lor. După această poveste teribilă, locul a fost considerat bântuit. Cascada mai are o caracteristică interesantă. Vara, cursul de apă devine mai slab decât în celelalte anotimpuri, iar noaptea scade la jumătate. Cine sau ce fură apa din cascadă? Se pare că acest lucru este datorat unor centrale energetice. Există un orar strict în ceea ce privește aportul de apă din cascadă, care a fost dezvoltat la mijlocul secolului 20. Orarul a fost construit în scop turistic. Pentru a atrage mii de turiști la cascadă în fiecare zi, presiunea apei trebuie menținută. Astfel s-a decis că aportul cel mai mare va fi extras noaptea sau în sezonul cu puțini turiști. Cu toate acestea, au existat momente în istoria cascadei când era să-și piardă complet turiștii. Acest lucru s-a întâmplat datorită faptului că s-a oprit pur și simplu.
La mijlocul secolului al XIX-lea, oprirea a durat 30 de ore. O furtună puternică a rupt gheața de pe lacul Erie și una dintre bucățile de gheață a blocat cursul râului Niagara. Acest baraj natural a fost înlăturat abia când vântul și-a schimbat direcția. 121 de ani mai târziu, cascada a secat din nou, însă de data aceasta era vorba de o operațiune plănuită. Au fost luate măsuri fără precedent pentru a opri cascada cu scopul de a o conserva reducând eroziunea. A fost construit un baraj temporar de piatră. Cei mai buni specialiști au fost trimiși să studieze albia râului pentru a repara părțile deteriorate. Atunci când munca s-a încheiat, barajul artificial a fost explodat, iar cascada și-a reluat cursul. Oprirea cascadei nu a permis doar descoperirea unor mormane de pietre, ci și mulți bănuți și cadavre. În mod surprinzător, erau doar două. Ar fi trebuit să existe un cimitir întreg din moment ce 40 de oameni mor aici în fiecare an. Se pare însă că trupurile multora sunt purtate în aval de către cascadă. În mod general, săritul în cascadă era considerat mai de mult un fel de sport. Din secolul al XIX-lea a atras aventurieri din toată lumea. Prima dată, oamenii au încercat să trimită o navă cu animale la bord. Acești pionieri au fost un urs, un bizon, două vulpi și două gâște, dintre care doar o gâscă a supraviețuit. Oamenii nu au fost descurajați de acest rezultat tragic. Se crede că tradiția săriturii în cascadă a fost stabilită de un anume Sam Patch. Acesta a sărit dintr-un turn înalt într-un defileu de sub cascadă și a supraviețuit. Astfel a început cursa cuceririi elementelor naturale. Oamenii au început să înoate sub cascadă, să o parcurgă în butoaie și chiar în mingi uriașe de cauciuc. După cum vă puteți imagina, doar unii dintre ei au reușit să supraviețuiască. Alți curajoși au încercat calea aerului pășind pe sârmă de la un capăt la celălalt. În anul 2012, un om curajos a îndrăznit să traverseze cascada dintr-o țară în alta. Recordul său este considerat acum cel mai lung drum parcurs pe sârmă din istorie. Coasta râului Niagara ascunde și ea niște secrete. Aici, la 12 km în amonte de la cascadă, au fost găsite peste 20.000 de artefacte. Cele mai bătrâne au cel puțin 4.000 de ani vechime. Această descoperire deschide o fereastră înspre timpuri distante când oamenii au trăit vieți normale vânând, pescuind și culegând diferite plante. Acest lucru este clar din uneltele descoperite. Pietrele au fost folosite pentru a confecționa săgeți și vârfuri de lance, precum și burghie. Tot aici au fost găsite și alte artefacte, precum gloanțe, datând din anii 1930-1940. Alte secrete ale cascadei vor fi descoperite în viitor, roci de sute de secole, conținând diverse fosile și alte lucruri interesante. Cine știe câte alte chestii incredibile vor fi găsite pe fundul lacului. În 50 de ani, progresul va fi avansat atât de mult încât probabil ne va permite să studiem și mai multe artefacte. Se plănuiește oprirea cascadei din nou pentru a înlocui podurile vechi de un secol. Operațiunea trebuia să înceapă în 2019, dar datorită problemelor de buget a fost amânată pe termen nedefinit. Totuși, în caz că această cascadă va fi oprită din nou, ce lucruri crezi că vor fi descoperite de data aceasta? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!